Se putie, mângâia pe cei dragi. Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bun venit la canal Frumuseții Vârste Elegante! Sunt Veronica Sandul, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Eu vă mulțumesc pentru generozitatea voastră, pentru comentariile frumoase, pentru susținere. Dacă sunteți pentru prima dată la canal, vă îndemn să vă abonați, să activați clopoțelul pentru a primi notificările noilor filmulețe, să scriți și comentarii, să dați like dacă se merită. Cei care mă urmăresc, știți că am fost la sanatoriu, la Serca, în Sergheevca, la Marea Neagră, dar nu am avut ocazie să mă bronzez, fiindcă soare era puțin, dar necătând că era puțin, era foarte, foarte aspru, era foarte ferbinte. Doamnele care eram împreună cu ele se odihneau, de vârstă elegantă. Cea mai mare problemă erau pietele maronii pe mâini, nu pietele maronii pe față, cum pe mâini. Și ce să facă? Ce să facă acum, în vară, și în general? V-am mai vorbit despre pietele maronii, despre măsculițe. O să vă lăs în descriere link-urile filmulețelor cu măștile de înălbire, dar fiindcă toate procedurile de înălbire, ca de obicei, se efectuează primăvara și toamna. Dar se poate și vara să prevenim, să diminuăm petele. Acum, în sezonul verii, putem aplica măști din legume, din fructe, pentru a ne menține tenul, pentru a ne menține pielea catifelată, să nu se pigmenteze, să o hidratăm, să o hrănim. Astăzi, o măsculiță nu chiar atât de activă, pentru mâini doar, nu se va aplica pe față, se aplică doar seara și cu condiția să aplicăm dimineața cremă de protecție. Și dați să vedem ce mască. Uite, mi-am pregătit aici toate ingredientele, o vom aplica măsculița și vom vedea ce efect are lui. Iar spre toamnă vom descoperi noi măști pentru înălbirea și tenului și a mâinilor. Eu vă îmbrățișez, vă iubesc, vă aștept la alte filmulețe. Iar dacă socotiți că filmulețul v-a fost util, scrieți comentarii, dați like pentru a susține comunitatea noastră. La revedere, cu drag de voi! Pentru măsculiță avem nevoie de... Am aici o linguriță de ceai de ghimbir. Măsculița o să o fac aici în jumătatea asta de portocală. Ca de obicei, jumătățile de portocală le folosesc pentru sălățele, așa, pentru ornament pe masă. O linguriță de ceai de ghimbir. O linguriță de ceai de nucă de muscat. Nucușoară, se mai spune. O linguriță de ceai de ulei de ricin. Toate aceste ingrediente au proprietăți de înălbire. Uleiul de ricin și înălbește și hidratează. La fel, o linguriță de ceai. Și 10 picături de vitamina C. Puteți înlocui vitamina C cu suc de lămâie, o linguriță de ceai, cu 10 picături de ulei de lămâie. Amestecăm bine. Și masca este gata. Și aplicăm măsculița pe mâini, unde avem pietele. Dacă pietele maronii sunt foarte pronunțate, eu am iat pe aici niște piete așa micuțe, ce ați aplicat masca, luați jumătate din paharul de portocală și masați bine în cazurile când pietele maronii sunt foarte, foarte pronunțate. Apoi lăsați să acționeze 15-20 până la jumate de oră.
Spălați cu apă călduță și aplicați o cremă pentru mâini. Nu uitați să aplicați dimineața cremă de protecție. Vedeți, chiar este deosebirea. Se vede că pielea s-a înroșit puțin, s-a înălbit. Este foarte, foarte eficace această mască. Dacă pielea este sensibilă și aveți doar o pigmentație nepronunțată, aplicați doar masca, țineți 30 de minute, apoi spălați cu apă caldă și aplicați o cremă hidratantă. Iată, după 20 de minute, cum arată pielea după mască. Este foarte elastică, moale. Și acum o să-mi aleg intuitiv o cremă. Și vă spuneam că pentru mâini am diferite creme. Și vă recomand și voi să aveți diferite creme. Am aici cu mușețel. Ăsta e de la Oriflame, mi se pare că. Ăsta este o cremă poloneză, hidratantă, cu macadame. Ăsta este o cremă tot la fel de hidratare. O cremă cu glicerină. Probabil o să încerc crema aceasta, care am cumpărat-o la Ucraina. Este producător ucrainean, împreună cu voi. N-am probat-o încă. Să vedem. Din mușețel. Eu aplic foarte, foarte multă cremă pe mâini. Și că să vă iubiți mâinile, fiindcă petele maronii apar și de la faptul că pielea se usucă, pielea se deshidratează. Eu am mâini frumoase, e plastice, elastice, să putem iubi, să putem mângâia pe cei dragi.